A, uite, ia uite, mă, țip de 2 ani de zile, cu... dați astea jos. Uite, cumpăr autoturism. Da. Eu spun un singur lucru, unde văd amenajare, să-i transmit domnului director, unde mai văd din astea ilegale, gen cumpăr, forez puțuri, eu știu ce spun oamenii aici, vând apartamente, la fiecare din asta vă iau câte un procent din salariu. Uitați-vă și voi cum este stâlpul. Vezi? Îndreptat și ăsta pleacă de aici. Aici a curățat. Aici a stâlpișor, nu mai intră nicio mașină. Nu mai intră nimic, da. A, uite cum stă ăla stâlpul ăla. De... Îl îndreptați? Da. Luați coșul ăla de gunoi și tot ce există stâlp în intersecția asta, îl spălați, veniți cu jetul de apă, îl curățați toate afișele astea. Unde e ruginătura aia, nu știu, te apuci și mi-l vopsești. Vezi ce culoare, gri, uite cum e ăsta. Cum e ăsta? Ce fac? Faci un gri de ăla, nu nici un verde, nici un gri, da? Când dați drumul la asfaltare pe astea? Că astea toate le asfaltați, nu? Da, dar cum să nu? Pac peste tot. Am început cu partea aceea, venim pe partea asta, după ce termin aici, venim cu asfalt. Ăștia ce, sunt prunuși? Da. Și tăi. Stâlpi de iluminat avem? Lucrează. Ce avem? Stâlpișori mici? Stâlpi și proiectoare. Stâlpi și proiectoare, da? Ia să mă uit eu la spațiul ăsta, mă. Aici o să mai rărim, să punem niște de-astea. Ce să rănești? E foarte bine, lasă-l așa, nu mai rărim nimic. Așa, nu mai plantăm alte... Da, de aici încolo nu mai băga nimic. Aici pune decât decorativ. Pentru că vizibilitatea... Unde vrei să... Peste... Păi despre ce vorbim? N-are nicio... N-are nicio chestie. N-are. Ce... Uite, întrebăm pe doamnă. Ia lăsați geamul jos. Vă deranjează? Vă ia vizibilitatea? Nu vedeți din cauza la asta așa? Nu mă deranjează. Nu, vorbesc serios. Nu, chiar mă bucur că ați spus, da? Copaci ajută la oxigenare. Vă iubesc. Sănătate mult. Doamne ajută. Să aveți sănătate și putere de muncă. Mulțumim mult. Să fie bine, să nu fie rău. Când e gata blocul? 3 luni de acum. 3 luni de acum încolo? Da. Aprilie, mai, iunie. Nu, domne, în iunie, în mai la sfârșit, domne. Știi că în mai la sfârșit, da? Auzi, domne, în mai la sfârșit e gata și locul de joacă. Ne sincronizăm, îl facem, avem prioritate la... Avem prioritate, avem, deci avem deja prins contract. E în subsecventul care l-am semnat chiar azi. Chiar astăzi, da. Ok. Să română! Ce faceți? Care, cum e? Dumnezeu sănătate, domn primar, să fiți sănătos! Nu mai ne vedeam noi blocurile făcute dacă nu veneam. Doamnă, să fiți iubite! Să dea Dumnezeu! Să-mi spuneți de fiecare dată dacă sunt reguli, să-i tragem de cască pe oamenii ăștia. Sunteți mulțumită? Foarte mulțumită! Să vă dea Dumnezeu să... Nu mie, dumneavoastră să vă dea sună! Lăsați-mă pe mine! Nu erați dumneavoastră! Dați-mi și mie, uitați! Opa! M-am zgâriat, dați-mi și mie o din asta de prim ajutor, că m-am suit pe schele, pe de-astea, las sânge aici de primar, dă unde văd de... Om, suntem oameni cu toți. Așa, domn primar. Ha? Așa. Haide, ia. Așa. Nu contează. Dați acolo, strângeți-mi mai sus și mai așa, nu, așa, hai, pe aici, așa, aici, așa, și acum rupeți-o, gata, m-ați vindecat. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă facă bine. Doamne ajută, la toată lumea. Gata, m-ați făcut bine. Am făcut
Nu contează. Să rămână. Să rămână. Doamne ajută, hai. Doamne. Hai departe. Să rămână. Ce faceți? Cum, sunteți mulțumită? Da. Vă plouă, vă plouă, că sunteți la ultimul etaj aici, trebuie să fie făcută hidroizolația. Nu, e regulă, nu? Asta ați făcut-o acum, nu? Nu, asta nu, cea după terasă este făcută în proporție de 80%. Așteptăm să se facă. Se facă, da, se face. Ok, să-l stăpâniți sănătos. La sfârșitul lui mai plecăm de aici. Sănătate! Ce faceți, om bun? Cum e? A? Tati, asta este, dar se face, se face, se vor face. Vă plouă? Ați avut probleme cu hidroizolația? La balconul celălalt. La balconul celălalt. Deci se reface totul, nu? Da. Se reface totul. Este că termopanele sunt montate mai mult în exterior. Păi băi, iubitul, astea nu sunt termopanele voastre, nu? Asta se le schimbăm. Demolează tot, se dau plăcile. Le schimbăm. Poți să le faci și atunci ești atent. Stai pe ei și orice chestie eu să vin mai des, să-mi spui. Nu neapărat, dar scrii, dai telefon. Băi, Gogule, nu ai pus ăla bine în cutare. Stai pe ei, că e casa ta. A? Las, păi ne-am propus că e mare, imens, mă, al naibii blocul ăsta, pe cuvântul meu, cred că e câte, cred că de jur împrejur și cu față, eu n-am văzut. E un bloc. Cred că e cel mai mare din sector. Pe cuvânt, aș. Deci când am început noi? Acum o lună? O lună. La sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, noi ne-am zis că îl dăm gata, plecăm, dăm schelele jos. Să fii iubit. Doamne ajută. Doamne ajută. Ramurile de la bucătărie sunt mai mici cu 5 mm. Cu cât? Cu 5 mm. Ia uzi, domne, geamurile de la bucătărie mai mici cu 5 mm. Ăla mic, ăla care... Acum a trimit o echipă să se reglementeze. Chiam acum echipa să o văd eu că vine aici. Spune că vine peste 3 zile, a trecut. Noi, domne, sunt aici, îmi spui. Gata. Suntem pe șantier. Să rămână, doamnă. Ce faceți? Ce vă plătim termopanele astea? Nu le plătește nimeni. Primăria. Nimeni, mamă, dorm liniștită. Aie, bine, bine. Ce faceți? Câți ani aveți? Mulți înainte. Și dumneavoastră? 70. Mulți înainte! La sfârșitul nu mai bem șampanie aici pe bloc. Bun, bun, avem toată încrederea noastră. La sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. De ziua copilului. De ziua copilului, da. Să dăm cu toții mintea copiilor. Că de acolo, acolo a fost cel mai frumos, fără griji, fără nimic, da? Doamne ajută! Pentru început și de unde am plecat, raportat că este unul, dacă nu cel mai mare bloc din sectorul 5, se pare că firma asta care a dormit câțiva ani s-a resurcitat. Bravo ei! Sper să nu ne dezamăgească. Astăzi inginerii mi-au spus că finalitatea acestui bloc, care a început acum o lună de zile, repet, foarte imens, cred că este, nu cred, sigur, cel mai mare bloc din sectorul, ca și volum de reabilitare, inclusiv fața cu spatele, mi-a asigurat că undeva sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Eu zic că de 1 iunie să facem o bucurie tuturor copiilor din bloc și cu parcul care îl vom inaugura tot pe 1 iunie, împreună cu constructorul, redăm zonei din nou frumusețea, redăm aspectul și climatul liniștit de care cetățenii sectorului 5 au nevoie. Trebuie venit, ați văzut, sunt diverse probleme, trebuie să le văd, pentru că hârtia suportă multă, nu suportă realitatea din teren. O vezi, o discuți cu constructorul, se recalculează, dar la sfârșit totul trebuie să iasă bine. Am stabilit și culorile pentru acest bloc, este în culorile noastre din inimă pentru sectorul 5. Eu sunt niște culori vii, nu posomorâte, care te inspiră și îți dă dorința de viață și de pace, că avem nevoie de pace în această perioadă. Anul acesta, sectorul 5 intră în programul de reabilitare a blocului, 100 de blocuri. Record, pot să zic,
nu neapărat al meu, al administrațiilor, pentru că 100 de blocuri cu finalizare la sfârșitul anului 2022 înseamnă ceva. Acest sector a așteptat foarte mult. Nu spun ce s-a întâmplat, spun că lucrurile, și nu o spun eu, aș vrea să o spună cetățenii, sunt vizibile și mulțumesc pentru încrederea care mi-au acordat-o în continuare și le promit în continuare că n-am să-i dezamăgesc. Și acum la piață, la lucrarea de la Ferentari. Copaci peste tot, copaci. Aici e linie de copaci, nu?